admirăm. Uitați, să nu ne întristăm ce frumos se vede în față marea dintre munți, lacul Colibița, dar ceea ce vă spuneam, să vedeți cum se construiește, cum distrug. Da, este pământul lor, probabil, dar nici nu poți să faci așa un dezastru natural. Dar, na, nu sunt eu în stare, nu sunt în măsură, uitați în dreapta acolo, dar noi, cum venim des aici, am văzut și știm cam cum arăta și cum arată acum, nu? Aici ăsta au distrus o grămadă de pădure, nu? Uitați, își face terasamente, chestii, drumuri, să-și facă pensiuni, da, înțeleg, fiecare vrea să facă, dar... Au autorități, dar în toată țara de ce îi lasă oare, doamna mea? Spuneți-mi și mie un oraș în care nu sunt lăsați. Haideți să luăm cel mai mare oraș din țara românească, să zic, capitala de București, nu? Deci acolo și acolo e stat în stat, fapt. Uitați, aici aduc de exemplu, astea sunt căbănuțe, vedeți? Căbănuțe de lemn, la dreapta mea. Căbănuțe de lemn, frumos vine și le montează undeva. Văd că e număr de Suceava, înseamnă că s-a făcut. Aici au început, aici o să monteze, acum 4 săptămâni.